Ștefan Marcu este un tânăr extrem de modest și foarte talentat. A învățat să lucreze cu tastatura și să folosească un calculator înainte de a pronunța și scrie corect cuvintele, adică la doar 4 ani. Aspectul este explicabil dacă luăm în considerare că părinții lui sunt profesori de informatică. Am început de la vârsta de 4 ani, când am primit primul meu calculator și am avut posibilitatea de a avea oricând accesul la un calculator, la internet. Sprijinit de familie, Ștefan Marcu a învățat matematică și informatică la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Pe parcursul celor 4 ani de studiu, adolescentul a participat la numeroase olimpiade de informatică. Am obținut și medalii de argint și medalii de bronz la Olimpiada Națională de Informatică, de 3 ori calificat la barajul pentru internațională și câteva concursuri la care am obținut diferite medalii de aur, de argint și de bronz. La final, a ales să-și continue studiile la Universitatea Oxford. De ce tocmai Oxford? Pentru că este cea mai bună facultate din Europa și a doua la nivel internațional și este singura care oferă un sistem tutorial foarte bine pus la punct pentru studenții din fiecare an. Sunt aproximativ 80 de studenți la Oxford, printre care și profesori universitari români și ei acceptă foarte, foarte des români pentru că România se știe că oferă cele mai bune creiere. În Marea Britanie, Ștefan Marcu va studia tot informatică. El ne-a explicat că admiterea a început anul trecut, concurența a fost foarte mare, iar etapele au fost greu de parcurs. Înscrierea a început în clasa 12-a. A trebuit să completez un formular pe internet și să scriu o scrisoare personală despre mine și despre rezultatele mele, împreună cu o scrisoare de recomandare din partea dirigintelui. Ulterior am fost invitat la un test de matematică, după acela 75% din studenți au fost eliminați, au rămas doar cei 25% pentru interviuri. Am avut 3 interviuri chiar la Oxford, în iarnă, chiar înainte de Crăciun, și după aceea, după interviu, după vreo 2 luni, mi-au dat răspunsul că este bine și mi-au precizat condițiile. Inițial îmi trebuia 9,50 media și 10 la mate, mi-au scăzut condițiile la 9 media și 9 la mate și din fericire le-am obținut. Ștefan va avea o bursă de 4.000 de lire pe an. Tânărul este conștient că nu ar fi atins această performanță fără sprijinul familiei și al profesorilor de la catedră. Aș dori să-i mulțumesc domnului director Dan Popescu, domnului meu diriginte Vasile Garbașevski, profesorul meu de matematică Cristiana Mărăriței, profesorilor de chimie, domnului profesor de fizică Costan Costică și evident tuturor profesorilor care m-au suportat. Dacă vă întrebați ce-l așteaptă pe Ștefan la Oxford, ei bine, la prestigioasa instituție academică învață 22.000 de studenți din 140 de țări. Cele mai multe dintre clădirile universității sunt amplasate în centrul orașului. Edificiile au o arhitectură impresionantă și găzduiesc, printre altele, o bibliotecă de la începutul secolului al XVII-lea cu peste 5 milioane de volume. Orașul are teatru, un observator impresionant, o grădină botanică și numeroase muzee și restaurante.